Un șofer beat a lovit un microbuz la Strășeni. Impactul a avut loc în apropiere de mănăstirea Hâncu. În urma incidentului, un bărbat în vârstă de 29 de ani a decedat, iar șoferul și ceilalți pasageri au fost transportați la spitalul raional Strășeni. În urma testării alcooscopice s-a constatat că în aerul expirat al conducătorului mașinii concentrația de alcool era de 0,63 de mililitri pe litru, iar la celălalt conducător al microbuzului concentrația de alcool era de 0,0 mililitri pe litru. Oamenii legii investighează cazul, iar șoferul vinovat a fost reținut pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și va fi pedepsit conform legii.